În perioada 27 iunie, 8 iulie, în comunitatea Bacău-Sfânta Cruce s-a desfășurat mult așteptatul grev. Anul acesta, ghidați de povestea Prinț și Cerșător, atât copiii cât și animatorii au reușit să intre în cadrul simbolic al acestei povestiri, preluând mici povețe care au ajutat în desfășurarea activităților. Programul grevului a cuprins și o parte spirituală, formată din rugăciuni, rozariu și Sfânta Liturghie. Animatorii, preoții și surorile din parohia Sfânta Tereza a Pruncului Iisus din Iași au organizat în perioada 27 iunie, 8 iulie, grev și campus pentru 120 de copii cu tema Iosif cel Milostiv. Activitățile grevului s-au desfășurat la Iași în perioada 27 iunie, 3 iulie. Următoarea săptămână, copiii și organizatorii au mers la Pralea, unde a avut loc campusul. Campusul a fost o reușită din toate punctele de vedere, iar pentru aceasta nu putem decât să-i mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a însoțit pe întreaga perioadă și binefăcătorilor noștri care au făcut posibil această experiență frumoasă, mărturisea unul dintre participanți. Asociația Sfântul Vincențiu de Paul, prin conferința Sfânta Tereza a Pruncului Iisus din Roman, a organizat în ziua de sâmbătă, 2 iulie, o întâlnire la centrul de îngrijire din Bozienii de Sus, județul Neamț, cu cei 70 de bolnavi, psiho și locomotori și cu cele 25 de persoane supravegheate de la acest centru. Delegația de la Roman a cuprins 13 membri, 46 de credincioși ai parohiei Sfânta Tereza, părintele asistent spiritual al asociației Pavel Chelaru, precum și preoții vicari Alin Toma și Ferician Hârja. Sâmbătă 9 iulie, preasfințitul Aurel Perga a conferit taina Sfântului Mir în două parohii. Excelența sa a miruit în cursul dimineții 131 de adolescenți și tineri din parohia Ploscuțeni, județul Vrancea. Liturghia a început la ora 10 și a adunat în jurul altarului preoții decanatului de Vrancea și întreaga comunitate a credincioșilor. În după-amiaza aceleași zile, excelența sa a conferit aceeași taină la 105 adolescenți și tineri din parohia Sfântul Marcu din Cleja, județul Bacău. Liturghia a început la ora 17 și au participat 9 preoți și numeroși credincioși, în special rude ale candidaților. Preasfințitul Aurel Perca a consacrat altarul și a sfințit biserica nașterea Sfintei Fecioare Maria din Arin, județul Vrancea, duminică 10 iulie. Credincioșii din comunitatea Arin au avut bucuria de a participa la un eveniment unic în viața satului lor. Evenimentul de duminică s-a putut realiza datorită preocupărilor susținute de renovare și de consolidarea acestui lăcaș de cult din partea preoților parohi din ultimii ani, în special a părintelui Emanuel Lucaci, actualul paroh de Arin. La celebrarea de la ora 11 au participat 16 preoți și numeroși credincioși din Arin și din împrejurimi.